Weekendul trecut, o femeie și-a pierdut viața în urma unui incendiu. Tragedia s-a petrecut în localitatea Corbu, unde bătrâna în vârstă de 62 de ani a murit carbonizată în propria locuință. Nu e de la butelie. Nu. A, nu nu, nu. avea curent, butelie, este goală, este nefolosită, Nu a avut nici piuliță pe ea, ca să zici că a fost că, racordată -a și a, a rămas piulița pe ea. A, nu era, era nici racordată? Nu, no, nu Pus, Pus, nu avut curent, piuliță nu, s de la țigară sau lumânare, că nu avea curent și da, da, că cu se lumina cu Alarma s-a dat sâmbătă seară în jurul orei 22, când vecinii femei au sunat la 112. Imediat la fața locului au ajuns două autospeciale de la stația Media cu 11 subofițeri. După stingerea incendiului, pompierii militari au găsit-o pe femeie carbonizată. Am ajuns la locul intervenției, incendiul se manifesta violent la bucătărie de vară. Uh, victima, fiind surprinsă în interior, fiind am găsit-o car, carbonizată. Sunt niște premize pentru ca, pe care mergeți? E posibil să fi luat foc din cauza fumatului. Oamenii, vecinii spun că fuma foarte mult. E posibil să fi adormit cu țigara și a luat foc. Uh, uh, nu beneficia de curent, nu beneficia de... Uh, am găsit o butelie într-adevăr în cameră, dar aceasta era goală, fără robinet. Robinetul fiind desfiletat, deci faptul ne confirmă că butelia era goală. Vecinii povestesc că femeia nu avea pe nimeni, locuia singură și consuma adesea alcool și fuma foarte mult. De aceea, ei cred că cel mai probabil a dormit cu țigara aprinsă. Adică, soțul meu a auzit-o, dar era prea târziu, deja flacăra era prea mare pentru a intrat să stingem, să facem, să putem să ajutăm. Noi când am ieșit și am sunat la pompieri, deja era focul pe geam ieșit, era... Ardea. Da, ardea. Oamenii legi au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii tragediei.